Pace. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la cartea prorocului Daniel. Capitolul 6. Voi citi primele 10 versete. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce priveau treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă vom găsi vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius! Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Mă opresc aici din citirea cuvântului, restul e istorie, o cunoașteți foarte bine, pentru că oricine a citit vreodată Biblia sau a ascultat mesaje despre Daniel, a aflat și despre această experiență a lui Daniel în groapa cu leii și cum Dumnezeu l-a izbăvit. Dar astăzi mesajul meu nu este atât de mult despre Daniel, nici despre izbăvirea din groapa cu leii, deși ar fi un mesaj potrivit. Dumnezeu mi-a pus pe inimă un alt mesaj. Aș fi putut să citesc 3 pilde din Evanghelii. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți de aur. Ați recunoscut pilda Domnului Iisus din Matei 18, unde cel care datora o sumă așa de mare n-a putut plăti și împăratul l-a iertat, iar el n-a iertat pe altul, care îi datora doar 100 de lei. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost spărât la el că îi risipește averea.
El a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poți fi isprăvnic. Luca 16, pilda isprăvnicului necredincios. Sau, din pilda talanților, și tot în același sens, este și pilda polilor, din Luca 19. Dar am să citesc două versete din Matei 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Daniel a fost pus de împărat peste toți dregătorii, guvernatorii locali, guvernatorii provinciilor numit în Imperiul Persan satrapi. Satrapii erau responsabili să adune impozitele, să subvenționeze armata și peste cei 120 de satrapi erau trei căpetenii, între care și Daniel, care să-i verifice și cărora satrapii să le dea socoteală. Acum ați auzit de expresia se poartă ca un satrap. Satrapii erau mici dumnezei în provinciile respective. Tăiau și spânzurau. Făceau cum credeau ei că este bine și nu dădeau socoteală nimănui. Și totuși, chiar acei satrapi trebuiau să dea socoteală unei echipe de căpetenii formată din trei persoane, între care și Daniel, ca împăratul să nu aibă pierdere. Vreau să vă vorbesc astăzi despre un imperativ absolut. Suntem chemați să dăm socoteală. Acest mesaj nu o să aibă like-uri, pentru că prea puțin le place oamenilor să dea socoteală. De multe ori m-am gândit că Daniel a fost aruncat în groapa cu leii din invidie. Dar nu e așa. Citind mai atent în perioada aceasta pasajul din Daniel 6, mi-am dat seama că Daniel a fost aruncat în groapa cu leii din pricina corupției. Ascultați-mă, corupția nu este ceva nou. Și nu ține doar de democrații. În regimuri totalitare, cum era regimul acela persan, Imperiul Persan, unde baronii locali, satrapii, făceau ce voiau ei, corupția era și mai mare. Dar nu puteau trece de Daniel. Dacă ar fi fost invidie, gândiți-vă, numai ceilalți doi dintre cele trei căpetenii, când au aflat că împăratul vrea să-l facă șef peste tot, dacă era invidie, numai ei se răsculau, numai ei puneau la cale. Dar observați ce spune cuvântul? S-au unit căpeteniile celelalte două cu satrapii, cu îngrijitorii, cu sfednicii, cu cârmuitorii. Un sistem întreg s-a unit împotriva lui Daniel, să scape de el. De ce? Din pricina corupției. Un frate îmi povestea că în businessul care îl are, au venit să-l verifice. Și cei care veneau din partea statului să-l verifice, să-i verifice businessul,
primul lucru care l-au spus, a spus, trebuie să dai atâta, înainte de a verifica. Și să dai pe sub mână. Și a spus, n-am să dau nimic. După ce au plecat și nu i-au găsit nimic în neregulă, fratele s-a dus la șeful celor care au venit în control. Și le-a spus, se poate să vină în control ei, care trebuie să vegheze, să aplice legea și să-mi ceară șpagă? Șeful a roșit, dar a zis, fii pe pace. După un timp, unul din cei care venise în control a zis, băi omule, a venit din nou în control și a zis, băi omule, ești nebun? Te-ai dus și ne-ai părât la șeful? Păi cu cine împărțeam noi? Nu cu șeful? Adică i-a dat de înțeles că n-are nicio șansă. Și el a zis, bine, atunci am să apelez mai sus. Păi cât de sus? Am cunoștințe la cel mai înalt nivel, la cel mai sus. Și fratele se gândea la Dumnezeu, dar respectiv a intrat în fibrilații și de atunci nu l-a mai deranjat. Sunt multe povești și dureroase. Și dureroase. Să dai socoteală. La catedrala Westminster, în Londra, în 1925, un preot anglican a ținut o predică despre cele 7 păcate sociale. Mahatma Gandhi a preluat din predica lui, le-a publicat într-un ziar în India, le-a transmis copilului lui și apoi nepoților lui și unul din nepoții lui a mai adăugat un principiu. Vi le citesc în fugă. Cele 7 păcate sociale, știți, catolicii au 7 păcate mortale. Cele 7 păcate sociale, spunea acel preot, sunt bogăția fără muncă, plăcerea fără conștiință, cunoașterea fără caracter, comerțul fără moralitate, știința fără umanitate, credința fără sacrificiu, politica fără principii. Și Arun Gandhi a mai adăugat drepturi fără responsabilități. Am drepturi, dar nu dau socoteală nimănui. Trei întrebări simple. Cui dăm socoteală? Pentru ce dăm socoteală? Și cum dăm socoteală cât trăim? Cui dăm socoteală? Dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și fiți siguri că și noi care suntem mântuiți, într-o zi vom da socoteală. Apostolul Pavel spune, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi, scrie Apostolul Pavel, fiți atenți, fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Așa cum am sărbătorit la cina Domnului, harul care ne-a fost adus
în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui, în moartea și în învierea Lui, în prezența prin Sfântul Duh. Da? Tot Apostolul Pavel scrie, citesc din 2 Corinteni 5, primul pasaj a fost din Romani 14 cu 12. 2 Corinteni 5. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Iată ce har să te împaci cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să nu-ți mai țină Dumnezeu în socoteală păcatele. Te trezești vreodată noaptea și îți mai aduci aminte de lucruri care le-ai făcut și nu trebuiau făcute? De păcate din adolescență, din tinerețe sau în multe alte împrejurări? Cum le rezolvăm? Dumnezeu nu le ține în socoteală dacă ne întoarcem cu toată inima spre El. Și apoi Apostolul Ioan spune copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Da, toată viața ar trebui să sărbătorim harul care ne-a fost adus în Domnul Iisus. Dumnezeu să nu țină în socoteală ce am făcut. V-am spus de multe ori că pe la 17 ani a început răzvrătirea în viața mea. Și mă bucur că Dumnezeu nu ține în socoteală. Nu numai de atunci, dar și după aceea. Nu ține în socoteală din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Daniel avea 16 ani când a fost dus în Babilon. Dacă sunt aici adolescenți, îi rog să fie foarte atenți. Daniel, la 16 ani, a luat o decizie și a spus, aici în Babilon vor să exercite asupra noastră a tinerilor aduși de la Ierusalim, a tinerilor aduși din Iudeea, vor să exercite asupra noastră un proces de reeducare. Să ne uităm țara, să ne uităm părinții, să ne uităm credința și să preluăm înțelepciunea Babilonului, obiceiurile Babilonului, religia Babilonului. Și Daniel a început cu ceva foarte simplu. A spus, eu pun o barieră și n-am să mănânc din bucatele împăratului. Acum, dacă veți citi toată cartea lui Daniel, veți vedea că altădată Daniel a mâncat și a băut și vin. Nu intru acum în detalii. Dar când s-a pus problema să fie reformat sau reformatat, Daniel a spus nu. Mă opresc de aici. Când colegii zic, prietenii de joacă, de școală, hai să facem asta, să pui o barieră, să spui nu. Și Daniel a fost un om de caracter toată viața lui. Un alt tânăr, Iosif. Iosif a fost vândut de frații lui sclav în Egipt, la vârsta de 17 ani, tot un adolescent. În Egipt a fost cumpărat de un funcționar al lui Faraon și acesta l-a făcut administrator șef peste toată casa lui și peste toată averea lui.
Dumnezeu l-a binecuvântat pe egiptean din pricina lui Iosif, așa că egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip și soția egipteanului a pus ochii pe el. Cum răspunde Iosif? Ar fi putut zice, am fost vândut de frații mei, am fost dus în altă țară, nu mai sunt nici lângă părinții mei, nu mai sunt nici lângă Dumnezeul părinților mei, s-au purtat așa cu mine, trebuie să profit de ceea ce pot să profit aici în Egipt. Dacă nu fac acest compromis cu nevasta lui Potifar, s-ar putea să-mi pierd geabul. Și o să-mi dea Dumnezeu alt geab? El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală, câtă încredere avea în el. Nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Un alt adolescent, un alt tânăr. Știți ce l-a costat pe Iosif? A stat în închisoare până la 30 de ani. Da, ce ani frumoși ai tinereții, petrecuți în închisoare, pentru că a spus nu. Pentru că a zis, eu dau socoteală lui Dumnezeu, chiar dacă stăpânul nu-mi cere socoteală, eu dau socoteală lui Dumnezeu. Fiecare din noi are să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. O să mai revin la ideea aceasta, pentru că este fundamentală. Așa cum am spus la început, e un imperativ absolut. Am ajuns o vreme în care adevărul se crede că e negociabil. Dar acest imperativ este nenegociabil. Vom da socoteală. Nu de ceea ce ne-a iertat Domnul Iisus, dar de modul cum trăim viața în recunoștință față de harul oferit de Domnul Iisus. Vom da socoteală. Dar până atunci există niște pași care ne învață și ne ajută să fim pregătiți pentru a da socoteală în ziua aceea. Acum 3 zile am primit un mesaj de la nepoata mea, care are 19 ani și care în zile libere sau în timp de vacanță de la college lucrează undeva la un fel de McDonald's. Și ne-a trimis un mesaj că unul din colegii ei, de 19 ani, acolo lucrează liceeni, studenți din anul 1, 2 de college, unul din colegii ei aseară zice, a murit. Cum a murit? 5 tineri s-au urcat în mașină, au condus cu viteză, au pierdut controlul volanului, s-a răsturnat mașina și în afară de șofer, toți patru au murit, pentru că mașina a luat și foc și au și ars.
Și am răspuns, Cristin, la 18 ani am fost luat în armată, era armata obligatorie. După câteva luni am fost în poligonul de tragere să învățăm cum să tragem cu arma. Și din plutonul de lângă noi, capitanul s-a dus să vadă ținta în care trăsese sergentul, un sergent care ochea foarte bine, totdeauna avea 30, adică de 3 ori lovea în 10, în centru. Și cineva zice, ai făcut numai 29 de puncte. Și capitanul zice, nu se poate, mă duc, o să văd cu ochii mei. Și s-a dus la țintă, erau doar arme de tir, că la început ne-am învățat să tragem cu arma de tir și apoi cu carabina și cu pistolul mitralieră sau cu mitraliera. Și cineva a culcat arma în timp ce el era lângă țintă, s-a descărcat și plumbul acela mic i-a intrat în inimă și a murit pe loc. Eu am plecat în armată un adolescent răzvrătit. Dar șocul acela a fost providențial pentru viața mea. Am înțeles cât de fragilă e viața. Și din clipa aceea am știut că sunt un răzvrătit față de Dumnezeu. Și am spus, Cristin, învață și din tragedia asta. Da, ea s-a întors la Domnul, dar adolescenții sunt ispitiți uneori să ia mai ușor, poate. Mulțumim Domnului că în contextul de acolo îi ocrotește harul Domnului. Dar v-am spus întâmplarea asta nu doar pentru adolescenți, pentru toți. Vine o zi în care dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și poate cum zicea David către Ionatan, nu este decât un pas între mine și moarte. E important să ne gândim la ziua când vom da socoteală. Dar până atunci, Biblia ne spune că suntem chemați să dăm socoteală în fața propriei conștiințe. Frații lui Iosif l-au vândut. Cunoașteți istoria, știți ce s-a întâmplat? Când au ajuns la Ananghie, Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Trecuseră 27 de ani. 13 ani cât a stat Iosif în Egipt până când a fost eliberat din închisoare și 14 ani de belșug și de foamete. Faceți și voi un calcul. Și după atâta mari de ani, cugetul lui Ruben se trezește și zice, ni se întâmplă asta pentru ce am făcut cu Iosif. Citiți istoria lui Iosif. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 9, versetul 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Un cuget luminat de cuvântul lui Dumnezeu, o conștiință luminată de Duhul Sfânt, în fața căreia dăm socoteală. Sigur, cu atât mai mult noi care îl cunoaștem pe Domnul. Dar să știți că și oamenii din lume au un cuget al lor, au o conștiință lor, chiar cei ce nu cred în Dumnezeu. La un anumit nivel de viață, de
de context cultural în care au fost crescuți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, citesc din Romani, capitolul 2, versetul 14, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dumnezeu a pus un glas al conștiinței în fiecare ființă umană. El poate să fie distorsionat, el poate să fie înnăbușit. Dar vin momente în care omul își dă seama că ce face nu face bine. În toate religiile lumii, oamenii sunt conștienți că nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. De aceea se duc în Gange să se spele, de aceea fac diferite ritualuri, pentru că omul, chiar dacă nu este creștin, are în el un glas al lui Dumnezeu, numit conștiință. Vă aduceți aminte de acei lideri ai lui Israel care, în momentul în care au vrut să-L ispitească pe Domnul Iisus cu ocazia sărbătorii corturilor, la sărbătoarea corturilor veneau bărbați din tot Israelul și din diaspora, se umplea Ierusalimul și dacă la Paști stăteau o zi, dacă la Cinzecime stăteau o zi, la sărbătoarea cortului stăteau la Ierusalim o săptămână. Și au prins o femeie în preacurvie. Au dus-o la Domnul Iisus și Domnul Iisus a spus, scriind pe pământ, cine este fără păcat să pună mâna pe piatră și să lovească primul. Acum ascultați. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. Ăștia erau farisei. Erau liderii lui Israel împotriva Domnului Iisus, veniseră să-L ispitească pe Domnul Iisus. Și totuși, observați, aveau și ei un cuget. Da, cugetul poate să fie luminat de Duhul Sfânt și acesta este un har special. Dar s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Deci, cui dăm socoteală? Lui Dumnezeu, în fața propriei conștiințe, am luat cina Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Să nu fie un simplu ritual. E o examinare, o cercetare și o responsabilitate în fața propriei conștiințe. Așa să luăm cina Domnului. Înaintea lui Dumnezeu, în fața propriei conștiințe, în cadrul familiei, în contextul bisericii și în mijlocul societății, în cadrul familiei. Nu o să-mi ajungă timpul să intru în detaliu în tot ceea ce ar trebui să vă spun. Dar ascultați ce scrie Apostolul Pavel în Efeseni 5. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și versetul acesta nu este adresat numai soților. Este adresat întregii biserici. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și el începe specific, în familie.
Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Cum e bărbatul care zice, eu nu dau socoteală dacă îmi iubesc soția sau ce, ce probleme ai tu, de ce te amesteci? Eu fac ce vreau, eu sunt capul familiei, eu fac ce vreau. La Dallas a venit o familie din Ardeal și el a venit și a spus, eu vreau să lucrez cu copiii. Nu mă gândeam atunci la pedofilie, departe de mine gândul acesta. Dar vreau să lucrez cu... Dar am simțit că omul ăsta nu are, în primul rând, respect față de Dumnezeu. Cineva la Ploiești a făcut greșeala asta și a pus un lup să păzească mielușeii. Și biserica a ajuns în ziar. Și am spus nu. Vino, intră într-un grup de ucenicie, să vedem cum crești. Ce e asta? Grupuri de ucenicie. Ce e asta? Și din ziua aceea, supărat pe păstor, n-a mai venit la Dallas. Soția și fetele veneau. Știți ce făcea el la prânz acasă? Să-mi spuneți ce a predicat Taloș. Că atunci predicam eu mai. Ce a predicat? Păi a predicat asta. Ei, uite ce zice în Biblie. Dacă femeia vrea să capete învățătură, să întrebe pe bărbatul ei acasă. Deci spun eu ce a vrut să zică Taloș. Ea a venit la mine și mi-a spus, frate Taloș, ce să mă fac? În fiecare duminică ne chinuie să-i spunem predica și el ne spune cum să înțelegem predica. Eu sunt capul familiei și nu dau socoteală. Nu vorbesc de tragedia că fetele au luat-o razna, nici că el și-a dus a doua soție să trăiască în aceeași casă cu soția lui. Sigur, nu oficial, dar a convins-o că în Biblie au fost patriarhi, au avut mai multe neveste. Și că el poate să aibă două neveste. Și soția, ca să nu rămână pe drumuri, n-a mai venit la biserică și a acceptat să trăiască cu noua lui soție în aceeași casă. Eu nu dau socoteală, dragostea dă socoteală. Soții între ei, nu dăm socoteală, nu-ți dau socoteală. Ba da, e un imperativ absolut. Suntem chemați să dăm socoteală unii altora. În contextul bisericii, suntem chemați să dăm socoteală. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine doi sau trei. Dacă nici pe ei nu-i ascultă, spune-l bisericii. Dacă nici de biserică nu ascultă. Noi suntem o biserică care nu ținem evidența păcatelor din trecut, dar ținem cont de atitudinea din prezent. Dacă un om se pocăiește cu adevărat, nu trebuie să poarte după el tinichele care să facă zgomot. Dar dacă în prezent trăiește în răzvrătire față de Dumnezeu, atunci e o problemă. Doamne, câte îndemnuri are Apostolul Pavel în privința aceasta? De 52 de ori ne spune ce ar trebui să facem unii pentru alții.
să ne îndemnăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să veghem unii asupra altora, să ne mustrăm unii pe alții. Păi eu vin la biserică dacă îmi place cum se cântă și cum se predică. Dar dacă zice să mă duc într-un grup mic și acolo să-mi deschid inima și să vadă și alții comportamentul meu, eu nu mă duc acolo. Sigur, sunt și alte motive pentru care cineva nu se duce. Nu vreau să fiu judecător asupra nimănui. Dar dacă ăsta e motivul, nu e bun. În mijlocul societății, ei, când eram copil, îi auzeam pe părinți spunând, auzi ce spun oamenii din sat, uite cum fac pocăiții, n-ar trebui să fac așa. Dar în sat se întâmplă asta. Pocăiții sunt în atenția consătenilor. Aici, în București, s-a terminat. Nu mai ești în atenția nimănui. Poate a colegilor la serviciu sau la școală. Dar în sat, tot satul știa cum trebuie să se poarte pocăiți. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău. Sigur, și societatea și oamenii din societate vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, pentru că același apostol spune în continuare în capitolul 4 din 1 Petru, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morți. Da, ei vor da socoteală, dar în fața lor și noi trebuie să dăm socoteală. Ești tu adevărat, cu adevărat pocăit? Cineva mi-a spus, de zeci de ani mă rog pentru soțul meu care e pocăit și care și slujește în biserică, să se poarte și acasă, așa cum e la amvon. Și nu se schimbă. Încep să nu mai am încredere în puterea rugăciunii. Încep să mă îndoiesc că Dumnezeu mai răspunde. Înțelegeți? În fața cui dăm socoteală? Pentru ce dăm socoteală? Am să vă citesc chiar pe scurt. Pentru modul în care trăim, pentru orice cuvânt nefolositor și fapte rele, pentru timpul, darurile și abilitățile irosite, pentru responsabilitățile încredințate, pentru influența care avem asupra altora. Pentru toate vom da socoteală și mult mai multe. Eu am notat doar câteva. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Matei 12. În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Niciun cuvânt stricat, spune Pavel în Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce-l aud. Roman 2:6, va răsplăti fiecăruia
după faptele Lui. Da, suntem mântuiți prin har, dar tot vom da socoteală. De cum trăim, de cum vorbim, cu ușurătate sau cu responsabilitate. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Dacă lucrul acesta a fost adevărat cândva, nu crezi că e adevărat astăzi? Răscumpărați vremea. Anii mei pierduți zadarnic, încă o dată de ar veni să lucrez cu înțelepciune. Cât de fericit aș fi! Pentru daruri și abilități irosite, pentru responsabilități încredințate. În pilda polilor ni se spune că fiecăruia i s-a încredințat un pol. Și când stăpânul, după ce și-a luat împărăția, s-a întors, cel din tâi a venit și a zis: stăpâne, polul tău a mai adus 10 poli. Cine a venit cu bucurie să dea socoteală? Cine a fost primul care a venit cu bucurie să dea socoteală? De aceea zice Apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Sau în 1 Ioan, epistola care am studiat-o împreună, și acum copilașilor, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El. A venit și ultimul și a zis: ți-am ascuns talentul în pământ, sau ți-am pus polul într-un ștergar, ia ce al tău, pentru că știam că ești un stăpân aspru. Da, știai lucrul acesta? Cum primul nu s-a gândit că sunt aspru? Dar tu te-ai gândit că sunt aspru. Rob viclean și leneș. Am citit în Proverbe că leneșul se crede mai înțelept decât 10 neprihăniți. Nu e numai leneș, e și viclean. Foarte isteț. Totdeauna găsește justificări. Influența care o ai asupra altora. Îngăduiți-mi să vă citesc o poezie care n-a fost scrisă așa doar ca să... să impresioneze pe cineva. A fost scrisă, dacă vorbesc în termeni sociali, de un țăran din Bihor. Dacă vorbesc în termeni duhovnicești, a fost scrisă de unul din cei mai mari lideri duhovnicești pe care i-a avut România în secolul 20. Și dacă e să vorbesc despre darul lui de poet, deși comuniștii îi spuneau că ăstea-s poezii, ăstea-s poezii, i-au interzis să mai scrie. Și pentru că a scris despre Domnul Iisus, pentru că a fost lider al oastei Domnului, Traian Dorz a stat aproape 16 ani în pușcăriile comuniste. Și după ce a fost eliberat din pușcărie, a avut domiciliu forțat. Milițianul din sat trecea în fiecare seară să vadă dacă a stins lumina.
Să nu care cumva, după ce a venit de la munca câmpului, să stea și să scrie ceva. Și dacă observa lumină, anunța ofițerul de securitate să vină și să-l percheziționeze. Voi n-ați auzit de vremurile alea, unii din voi. Și Traian Dors punea pătura peste cap și peste lanternă să nu vadă milițianul de afară pe geam că stă treaz până noaptea târziu și scrie. Mii de poezii, cel mai prolific poet creștin, Traian Dors. O om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alți o dai, căci ea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care îl scrii sau spui, și atunci nu era Facebook, atenție, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta mergând din gură în gură, va înveseli sau va întrista, va curăți sau va întina, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Scrii un cuvânt, cuvântul scris e un leac sau e o travă, tu vei muri, dar tot ce ai scris rămâne în urmă un drum deschis înspre infern sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Compui un cântec. Doamne, câte cântece au fost scrise în închisoare și ce diferență între acele cântece și cântecele făcute doar ca să fie entertainment spiritual. Compui un cântec, cântul tău rămâne după tine îndemn spre bine sau spre rău, spre curăție sau desfrău, lăsând în inimă rodul său de har sau de rușine. Arați o cale, calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea, spre rai sau spre durere. Trăiește o viață, viața ta e una, numai una. Oricum ar fi, tu nu uita cum ți-o trăiești, vei câștiga ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O om, ce mare răspundere ai! Tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. O, nu uita, fii credincios cu grijă și cu teamă, să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos, căci pentru toate neîndoios odată vei da seamă. Cum dăm socoteală cât trăim? Cum vom da socoteală înaintea Domnului? Nu-mi permit să... vă dau sfaturi și eu mă gândesc. Dar cum dăm socoteală cât trăim? Prin cercetare personală și prin pocăință. Când citim cuvântul Domnului, să știți, până și lucruri foarte, foarte
neînsemnate care par în cuvânt. Citim acum psalmii. Luni am început cu psalmul 1, apoi am citit psalmul 2, psalmul 3 și în timp ce citeam, îi spuneam soției că întotdeauna m-a cercetat gândul acesta, tot ce începe duce la bun sfârșit. Zic, stai puțin că am și Biblia cu traducere ortodoxă, să văd cum scrie acolo. Și acolo zice, pe tot ce pune mâna sporește. Hei, mă duc să iau și o traducere în engleză. Whatever he does, he prospers. Prosperă în tot ce face. Psalmul 3, scris de David când fugea de Absalom. Și zic Corneliei, măi Cornelia, ce om David ăsta. Și când fugea să scape viața, compunea cântări. Și când fugea, compunea psalm. Câtă văicăreală în noi, cât timp risipit. Și David cu gândul la Domnul și în cea mai grea situație. Observați cum dăm socoteală în fața propriului nostru cuget când citim cuvântul lui Dumnezeu. Sunteți atenți când citiți cuvântul lui Dumnezeu? Daniel, când a citit cartea lui Ieremia și a întors fața spre Domnul, omul acesta, atât de curat, atât de integru, izbăvit din groapa cu leii și tot a găsit că e nevoie să-și întoarcă și mai focalizat fața spre Domnul, să se smerească, să se pocăiască. V-am spus și altă dată, cel mai greu se pocăiesc pocăiți. Dar ei când se pocăiesc, se pocăiesc din dragoste pentru Domnul. Nu din frică de iad, ci din dragoste de a nu-L întrista pe Domnul. Cercetarea personală ne dă autenticitate. Prin solicitarea sprijinului celorlalți și vulnerabilizare. Să nu știe nimeni ce am făcut, să nu știe nimeni ce e în casa noastră. Dar poate că e nevoie să cerem ajutor. Spun de obicei femeile. Bărbații zic, nu, nu mă duc eu să mă învețe. Ce poate să mă învețe pe mine? Să fii vulnerabil. Nu îți deschide inima în fața oricui, nici măcar în grupul mic, dacă nu ai încredere în cei ce sunt acolo. Dar dacă ați câștigat încredere în unii alții, dacă vezi că sunt oameni de cuvânt și nu umblă după bârfe, atunci poți să-ți deschizi inima și să spui, am nevoie de ajutor în rugăciune. Dar asta cere smerenie. Prin recunoașterea greșelilor și prin reparare. Dacă ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar, să recunoști și să repari. Dar mai ales prin acceptarea mustrării și asta dovedește înțelepciune. În perioada aceasta am început un studiu pe cartea Proverbelor și dacă mă ajută Domnul să-l finalizez, o să vi-l prezint. Strigă înțelepciunea, ascultă, tinere, ascultă. Dacă nu vrei să asculți, când vei striga, tu nici eu nu voi asculta. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Scopul este să-l câștigi. Iisus a întors, a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Și m-am gândit, de ce nu l-a mustrat pe Iuda? Ioan în Evanghelia sa zice, Iuda cârtea împotriva faptului că
Maria a spart vasul de alabastru și a uns trupul Domnului Iisus și zicea, prețul acesta, mirul acesta putea fi vândut și prețul să fie dat săracilor. Iar Ioan zice, ce bine îl cunoșteau apostolii. Nu de alții păsa lui Iuda, numai de sine îi păsa lui Iuda. Zicea lucrul acesta pentru că el care ținea punga era un hoț și un tâlhar. Auziți ce știau apostolii despre Iuda? Și mă întrebam, Doamne, Domnul Iisus a fost cu Iuda și nu l-a mustrat. Pentru că probabil nu mustri pe cineva care nu mai vrea să se îndrepte. Nu v-am ales eu pe voi 12 și unul din voi este un drac? Ce să mai mustre? Nu știu, e o taină mare asta. E o taină mare. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții, 1 Tesaloniceni 5 cu 14. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică, 1 Timotei 5 cu 20. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, 2 Timotei 4 cu 2. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea, mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Ce rost are mustrarea? Îndreptare, sănătate în credință. Mustră-i aspru ca să fie sănătoși. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Dacă nu primește, mustrați pe cei ce se despart de voi. Ca să accepți mustrarea, e nevoie de înțelepciune. Mustră pe cel înțelept și se va face și mai înțelept. Prin disciplina uceniciei și prin ascultare, asta înseamnă perseverență. Nu e ușor să mustri. Ea spune că a greșit, dar dacă după aia o să se uite la mine, dar dacă după aia mă aruncă în groapa cu lei. Am trecut de multe ori prin astfel de experiențe. În lucrare, în responsabilitățile care le-am avut, i-am chemat pe colegi, hai să dăm socoteală unii față de alții, nu în fața mea, ci unii față de alții. Rezultatul a fost că m-am trezit într-o groapă. Eram evitat. E mai bine să ne tot flatăm unii pe alții. Nu scrie în Biblie să ne încurajăm? Dar nu zice să ne flatăm. Spune să fim autentici. Știți că și David a fost în groapa cu lei? Dar într-o altfel de groapă. Ascultați Psalmul 57. Da, era în peștere când fugea de Saul. Psalmul 57, versetul 4. Sufletul meu este între niște lei. Stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări, în mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Ți-ai făcut de lucru. Ce trebuia să-i spui? Dar când cel credincios acceptă mustrarea, e o sărbătoare. Vezi cum Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu ca să te înalțe pe tine asupra celuilalt, ci ca să-l înalțe pe el și să-l facă sănătos în credință. Ascultați
un verset care nu se potrivește cu corectitudinea politică. Și harul care e predicat ca o corectitudine politică nu este harul din Biblie. Psalmul 141, versetul 5. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită, îmi face bine. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Și am lăsat la urmă o responsabilitate cu care vreau să închei. Și care de foarte multe ori mi-a dat și-mi dă fiori. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom avea parte de judecată mai severă. Că vom răspunde nu numai de ce am făcut noi, ci și de cum sunt cei care ne-au ascultat pe noi. Și mai puternic, Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Nu mă îngrijorează faptul că cineva nu mă place pentru că poate l-am mustrat. Dacă am făcut-o fără îndemnul Duhului și am făcut de multe ori lucrul acesta și mi-am cerut iertare. Dar ceea ce mă apasă cel mai mult este că voi sfârși alergarea și Domnul îmi va cere socoteală și de cei pe care i-am învățat. Nu e vorba de un timp de a sluji o biserică. Aici e vorba, da, în biserică, responsabilitatea care o vom avea în ziua Domnului. Cei care au ascultat, pot să fie, cum zice Pavel, voi sunteți cununa mea în ziua lui Hristos. Pot să fie o cunună. Dar pot să fie și motiv de responsabilizare și de dare de socoteală în ziua aceea. Nu se termină aici. Într-o zi ne vom despărți și ne vom întâlni din nou la tronul Domnului. Doamne, ce responsabilitate să ne asumăm și cum să ne asumăm ușor? Să dăm socoteală de sufletele celor ce ascultă. Socoteală de copii, de cei asupra cărora ai influență sau responsabilitate. Deci, este un imperativ absolut. Trebuie să dăm socoteală. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai dat socoteală înaintea dreptului judecător de păcatele lumii întregi. Și n-ai socotit ca un lucru de apucat, ca un lucru oarecare sau de care să te ții că ești Dumnezeu,
ci ai fost făcut păcat pentru noi. Și ai purtat în trupul tău pe cruce păcatele noastre. Și ai dat socoteală pentru noi. Ajută-ne să ne înarmăm și noi cu același fel de gândire, că suntem responsabili de harul care ni l-ai dat. Suntem responsabili de mântuirea care ne-ai oferit un dar. Suntem responsabili de viața care o trăim, de timpul care îl avem, de tot ceea ce suntem și avem, de tot ceea ce facem și gândim sau vorbim. Lasă lucrarea Duhului Tău cel Sfânt și prin cuvântul Scripturii să aducă clarificare în mințile și în inimile noastre. Și ce mult ne-am dorit ca în ziua aceea să ne spui fiecăruia: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, pentru că ne-ai mântuit pentru slava veșnică a Tatălui Ceresc, prin harul îndurării tale și prin puterea Sfântului Duh. Amin.